Salut! Ce am vorbit mai frumos? S-a prinde și becul ăsta, mă? Când cobor și eu scările. Băi, fraților, hai că am venit-o toți. În ce sens? În sensul că l-au prins pe Zlatan Ibrahimović. Că bagă la păcănele. De fapt, că a băgat la pariuri și el nu are voie, frate, să bage la pariuri. Că e sportiv profesionist, etc. Știi? Și l-au prins. Și acum poate să fie cercetat, o să-i se dea o amendă de 100.000 de dolari. Și suspendare 3 ani. Bine, pentru el 100.000 de dolari nu-i mare vrăjeală, dar asta cu suspendarea. Așa că dacă și unul dintre cei mai celebri fotbaliști face de-astea, ce să te aștepți la muritorii de rând?